Prieteni, în seara asta o să vorbim despre putere. Despre puterea de a-ți imagina, despre puterea de a schimba, despre, în primul și în primul rând, puterea de a înțelege. Și mergem cu gândul un pic la o dorință pe care cu toții o avem, și anume de a înțelege tot, despre orice. Trebuie să știm tot din toate domeniile, dar din păcate avem și o mare frustrare care vine din asta, și anume că nu prea putem să știm totul despre orice. Faustian. Și atunci ne gândim la anumite personalități de care știm, pe care le numim personalități enciclopedice, din vremea Renașterii, de exemplu, cel mai cunoscut Leonardo da Vinci și Omul Vitruvian, partea stângă. Și ne gândim, ei au reușit. Dar, pe de altă parte, ok, era simplu pe vremea aia, pentru că totalitatea științei umane și ceea ce puteai să înțelegi pe vremea respectivă era așa un guguloi mic. Acum e un univers vast. Cum am putea noi să mai cuprindem toată chestia asta? Ei bine, eu vin să vă spun că nu e chiar așa de tragic, putem să ne relaxăm. O să vedeți că avem momente în care adunăm un pic de frică în prezentarea mea, după care ne relaxăm și e totul bine. Deci, acum ne relaxăm. Noi nu suntem nenea ăla din stânga, Omul Vitruvian al lui Leonardo, care, săracul, e gol și stă așa. Normal că ți-e frică, normal că nu știi ce să înțelegi din științe și arte. Pentru că ești singur și n-ai niciun fel de tool. Noi, de fapt, în ziua de astăzi, suntem ăla din dreapta, cu tot felul de desfăcătoare de conserve sau ce are el acolo, electronice. Și vreau să jucăm un joc. O să, de fapt, vă propun un joc foarte mișto, un simulator de arhitect. Vreți să-l jucați cu mine? Nu e un simulator foarte fancy, că nu am reușit să facem un simulator de arhitect celebru, care face clădiri super cunoscute și minunate. Noi jucăm un simulator mai basic. E un arhitect din România care a terminat și el facultatea plin având de criză și care trebuie să facă misiuni. Știți cum e cu jocurile astea, cu simulatoarele astea, că trebuie să faci misiuni și să faci un quest aici și mai câștigi niște gold și niște experiență și crești nivelul. Și... ok, trebuie să facem niște misiuni. Hai să începem misiunea. Vreți să jucați cu mine? Da? Yes, ok, bun. Se face dimineață, ne trezim în camera personajului și primim un mail. Ok, citim mail-ul, nu trebuie să-l citiți voi, vi-l citesc eu, e simplu. E un simplu mail în care îți explică un colaborator care lucrează în efecte speciale la Hollywood cu super concepte pentru filme noi, science fiction, și spune, am nevoie de un super concept pentru următorul film SF. Trebuie să faci o catedrală care să fie așa cumva alien și să fie organică și să crească așa ca dintr-o sămânță și are niște coloane care se scurg și care se fac. Și habar n-am cum arată chestia asta, dar sperăm să ne ajuți și dacă poți să faci până mâine sau ceva de genul ăsta, vreo 5-10 variante. Beți cu mine o gură de cafea? E ora 9 dimineața. Ok. Și zice, ok, bei cu mine și dai următorul mail. Colaboratori, arhitecți care zic, avem o clădire și clădirea asta trebuie să fie cea mai tare clădire ever, dar habar n-avem să facem. Trebuie să aibă o fațadă care să fie super organică și care să se sucească și să plângă și să cânte și să... Și are multe panouri. Are 6500 de metri pătrați de panouri pe ea, toate diferite. Fiecare e unicat. Și trebuie să le rezolvăm pe toate. Vă mai zic un secret legat de misiunile astea. E o mică problemă. S-ar putea, dacă refuzi misiuni, să nu ți se mai dea. Și să dai game over. Misiunea numărul 3. Misiunea numărul 3 este, dacă tot m-a făcut așa o introducere frumoasă, Dan, uitați-vă în stânga, uitați-vă în dreapta. În sala asta, cred că sunteți undeva pe la 200 de persoane. Imaginați-vă că trebuie deodată să pictați pentru toți colegii voștri din public, fiecare din voi, pentru toți colegii voștri din public, câte un cadou, o eșarfă, cu o grafică unică, trebuie să fie toate unicat, pentru fiecare, dar trebuie cumva toate să aibă un jeu să constituie o colecție. Bei cu mine, cafea, respirăm adânc, hai să ne apucăm de treabă. Deci, Înainte să fac de treabă, primul moment, v-am zis frica, ok? Sunt în București niște shop-uri foarte simpatice, scrie pe reparații imposibile. Și atunci te gândești, bă, aș dori, am o problemă, fumez prea mult, ajutați-mă, da? Prima reacție, e bine să treci, e bine să get it out of your system. Dar după ce treci de reacția asta, ne apucăm de treabă. Hai să ne apucăm cu mall-ul, că asta e cu banii, e ok, e important. Și eu vă promit că o să vă explic cât pot eu de bine ce înseamnă cutting edge architecture în ziua de astăzi. Și voi o să înțelegeți. Bear with me. În primul rând avem un model 3D. Da? Și modelul ăsta 3D are niște suprafețe, niște chestii, pare foarte intimidant. Ce faci, cum le bucățești, cum le faci, trebuie să faci niște panouri pe care niște băieți trebuie să le taie, să le pună acolo, fiecare special, trebuie să îmbine perfect. Ați construit o casă sau lucruri de genul ăsta în România și cum vin toate așa. Dar se rezolvă dacă mai pui niște glet, niște ceva. Orlando ne spune cum funcționează. Și trebuie să fie totul perfect. Așa. Pentru asta folosim un algoritm. Oh, mamă, ce e asta? Horror. Nu e așa de horror, pentru că toată chestia asta e o schemă de date, stați liniștiți, nu o să fie la extemporal, dar important este că sunt foarte mulți pași mici care dau dintr-unul în altul și eu o să vă povestesc câțiva dintre ei. De exemplu, în primul și în primul rând, nu trebuie să începem cu finalul. Începem cu începutul, cu semințele. Și ne uităm practic la ceea ce definește forma respectivă, la curbele respective, le împărțim în multe bucăți mici, în punctele alea. Și punctele alea le legăm între ele și liniile alea le legăm și pe ele între ele și devenește suprafețe. Și suprafețele alea le împărțim în suprafețe mai mici și toate chestiile astea sunt, până la urmă, o înșirire de pași simpli. După care ce trebuie să facem? Trebuie să luăm ce avem aici și să o trimitem în fabrică, unde, stați liniștiți, niște roboți o să le execute, nu niște oameni. Și acei, înainte de a le trimite în fabrică, am uitat, fiecare primește un ID, pentru că trebuie să știi fiecare unde vine. Cam asta înseamnă, probabil că vă imaginați că arhitectul e ăla, nu, care desenează cu tău și cu echierul, sau cu, nu, asta a trecut de mult, sau e ăla care face detalii, nu, arhitectul e ăla care comandă roboți, yes, power to us. Toate bucățile astea se desfac și se refac înapoi de niște băieți foarte bine pregătiți, care asamblează ca la Ikea, ca la Lego. Și am terminat cu panourile, mulțumesc! Am terminat cu panourile, le-am pus pe jos, cele roșii sunt atipice, cele albastre sunt tipice, nici nu contează. Ce contează este să ne gândim un pic ce am rezolvat aici. Un mini-arhitect putere, un personaj, a reușit să genereze 1250 de panouri unicat, să acopere o clădire întreagă în niște zile. Ori, chestia asta nu este posibilă fără foarte mulți alții care au lucrat foarte mult înaintea mea pentru a-mi oferi acele tool-uri. Și mergem un pic la încă un exemplu, ca să ne aducem aminte de misiunile noastre. O să le adunăm un pic la sfârșit. Trebuie să facem acea catedrală organică. Ce ne facem cu ea? Cum o facem? De unde o scoatem? Trebuie neapărat să scoatem ceva. Și iarăși o să vă povestesc un pic despre procesul parametric. Vedeți, e foarte simplu. După cum v-am arătat mai devreme, ăla era un proces care era menit să meargă de la ceva ce știam deja cum arată și să o transforme în ceva valabil, în ceva construibil. De data asta, noi vrem să plecăm de la o idee și să explorăm ce se poate face. Și anume, tot ce trebuie să faci, asta este întreaga idee, întregul concept de design generativ, în care te folosești de ceea ce Moisil numea un prost rapid, de calculator, ca să nu credeți că am un mic asistent pe care îl denigrez acum, departe de mine aceste gânduri. Tot ce trebuie să faci este să gândești un proces și atunci poți mai târziu procesul respectiv să-l variezi și să obții ce vrei tu. Și asta, apropo, cele 4 cumva catedrale organice de acolo sunt toate același obiect. Așa cum noi venim dintr-un ADN care are niște variații, da? Practic noi avem coduri diferite pentru diverse proprietăți pe care le manifestăm, la fel și un astfel de proces de design are anumite proprietăți, anumiți parametri care schimbați, dau anumite exemplare mai departe. O să trec foarte repede prin el. Vedeți secțiunea aia cu galben, aia pur și simplu se multiplică și după aia se leagă una de alta, apar niște țepi, niște minuni și obținem toate chestiile astea. Nu e nimic complicat și nu este ceva, în niciun caz, ceea ce eu aș fi putut să fac dacă nu aveam în spatele meu o umanitate întreagă care mi-a oferit aceste tool-uri. Dacă eu eram, mai țineți minte, băiatul din stânga, no chance. Băiatul din dreapta e, de fapt, suma eforturilor tuturor, eforturilor noastre colective. Să trecem foarte repede mai departe. Ce legătură este între frumosul obiect de artă de pe Aileen și blocul ăla de cod din spatele ei care pare foarte, foarte inabordabil? Cred că mai important ar fi să stabilim ce diferență ar fi între cei doi pictori pe mătase pe care îi vedeți în cele două imagini. Apropo, eu sunt ăla din dreapta, nu știu dacă v-ați prins. Glumiți așa. Diferența este că unul dintre ei are foarte multă răbdare, are foarte mult skill, este foarte bun la ceea ce face, celălalt are niște cola și are în primul rând dorința de a explora și curiozitatea și foamea aceea de a vedea cum se pot aplica tot felul de tehnologii, de a lipi una de alta, de a le pune împreună și a vedea ce iese. Acum, ce se întâmplă mai departe, felul în care eșarfele mele, nu trebuie să vă mai explic cum se fac, pentru că ați văzut deja. Exact cum se fac casele, se fac și eșarfele. Odată ce ai făcut un copac, ai făcut o pădure. Odată ce ai făcut o pădure, ai făcut orice infinitate de păduri. Ai desenat o zebră, poți să desenezi orice altceva. Important în această nouă paradigmă, în design, este să știi în ce direcție vrei să mergi, ce vrei să faci. Mai departe, pentru că timpul trece. Asta a fost o colecție nouă pe care am făcut-o inspirată din tipologiile mexicane și dacă vreți să vedeți mai multe puteți să le găsiți pe site la noi, la Magnolia Scarves. Și după aia gata, prânzul, ok, am muncit destul pe dimineața asta, personajul nostru arhitect, așa că stăm un pic și ne gândim de unde am venit, looking back. De unde am venit, e foarte interesant și ascultând celelalte discuții de până acum, am auzit povești despre oameni care au plecat și s-au întors și au adus lucruri. Evident că și eu am făcut același lucru. Undeva când eu am terminat facultatea și eu am fost nevoit să îmi abandonez casa, familia, toate cele, pentru că asta fac tinerii români atunci când ajung la vârsta respectivă, prin forța conjuncturii, am fost forțat să mă duc și să adun, și să culeg, și să experimentez și m-am întors să împart asta cu alții. Pentru că, evident, când vorbești, probabil v-ați dat și voi seama de pe acum că nu e foarte ușor să explici cuiva ce înseamnă design generativ și tot așa. Și atunci, e foarte important să construiești o armată. V-am zis eu că vorbim despre putere. Acea armată înseamnă like-minded people cu care tu poți să duci mai departe o idee. Și această armată a fost această grădiniță. De ce scriu play, play, play? Pentru că oamenii serioși și mari au senzația că asta cu jucatul e ceva pentru copii, dar nu e pentru copii, e pentru oameni care nu își pierd entuziasmul, cum ați văzut mai devreme. Copiez și eu un pic de la colegi. Și play we did. Am făcut până acum obiecte din materiale reciclate, ne-am jucat, am făcut jucării chiar pentru copii, am făcut structuri imposibile, reparații imposibile. Am făcut amenajări de tot tipul și tot felul de intervenții. Am construit un pavilion în Timișoara, în care am avut plăcerea de a-mi cere logodnica în căsătorie. Pentru că, mai sunt și perks la chestiile astea. Și mulțumesc. Trebuie să mă grăbesc, din păcate, pentru că mai sunt atâtea lucruri frumoase de vorbit după mine. Și aș vrea să vă ofer, apropo de această rețetă a succesului, eu n-am o rețetă, am niște calități foarte importante pentru succes. Prima calitate, lene. Foarte important să fii leneș, dar nu trebuie să fii leneș la modul, nu vreau să fac nimic, trebuie să fii leneș creativ. Și anume, n-am chef să fac asta, vreau să fac o chestie care să le facă pe toate. Nu va veni niciodată chestia asta, ideea asta, vreau să fac ceva care să facă chestii pentru mine. Foarte important. Mai departe, dorința asta de autodepășire, fix la asta se referă până la urmă, dacă ești leneș, automat trebuie să te autodepășești, că altfel nu ai unde să mergi. Și E acea frică de care vă povesteam. Frica aia care te cuprinde în fiecare dimineață. Cineva mi-a dat la un moment dat un creion pe care scria o chestie extraordinară și pe care vreau să țineți minte, și anume: Every day do something that scares you. Dar trebuie să am poza asta în spatele meu, dar o să țineți minte. Faceți în fiecare zi ceva care vă face să faceți ca băiatul din Home Alone. Să fiți foarte speriați de ce urmează, pentru că dacă nu sunteți speriați, și asta ați mai auzit-o de fapt în seara asta, înseamnă că you're not doing it right. Înseamnă că nu te autodepășești. Dar mai sunt și tools. Nu trebuie să uitați niciodată că ceea ce ne caracterizează pe noi ca oameni este fabricarea de unelte ca să ne satisfacem dorințele. Și aceste unelte, dintotdeauna, au fost, sau cele mai utile, sunt alea care se leagă direct aici. Nu foarte de mult, uitându-ne la poza asta, aveam două elemente, unul de putere și unul de gândire. Aveam un om putere sau un creier putere și un cal putere. Și pe vremea aia, cu 100 de ani, era foarte ok. De atunci, calul, cel puțin știm sigur că a evoluat. Și acum, când discutăm despre cai putere, ne gândim la așa ceva. Și e destul de evident că poți să pui tu 1184 de cai împreună, nu o să reușească să tragă un Bugatti. Ba chiar acela o să aibă niște calități în plus, pentru că este acea sinergie a lucrurilor care puse împreună aduc mai mult. Același lucru vă propun eu și vă propun să rămâneți cu asta, să vă gândiți. Ce se întâmplă dacă în același mod în care am multiplicat caii putere, acum multiplicăm creiere putere? Se spune că capacitatea de procesare a informației a fiecăruia dintre noi este de 36,8 petaflops. Asta include secunde, s-ul de la secundă, adică foarte multe date. Și știți ce e foarte interesant? Undeva prin zona asta, un an, 2, 3, 5, o să avem un computer care o să poată să facă chestia asta. Dar pe noi nu asta ne interesează, pentru că noi nu, eu, tu, voi, noi nu operăm la 36,8 petaflops. Poate omul ăla al lui Leonardo opera așa, v-am zis, gol, așa. Noi suntem aia. Noi folosim tool-uri. Și asta ne separă pe noi și vreau să vă gândiți la asta, că sunteți empowered, nu sunteți goi. Și go out there and do something cool with your tools. Așa. Do something cool with your tools.